Salut și bine te-am găsit! Pentru tine, pentru mine, pentru toată lumea! Ia uite aici ce frumusețe de tank! Într-adevăr, ca și design, tankul ăsta arată absolut superb! Îmi place, chiar îmi place designul, să știi. În sfârșit pot să spun că încă un tank frumușel a lovit magazinul nostru de la World of Tank Blitz. Bineînțeles, nu trebuie să neapărat să ne orientăm după aspect, ci trebuie să vedem și alte statistici ale tankului, să vedem dacă tankul e bun de ceva sau doar de ținut bibelou. Pentru că da, ca aspect jos, bă, într-adevăr, ca și aspect nu am ce să comentez, mie îmi place enorm de mult acest tanculeț. Și mai ales dacă are un camuflaj așa frumos, dar nu, să știi, Marius, Rotaru, lui plac liliecii și l-a lăsat așa cu lilieci pe el. Dacă el îl are, atunci așa să fie, cu lilieci. Ei bine, da, ei sunt pe contul lui, mi-a permis, suntem prieteni vechi și buni de ceva vreme. Și bineînțeles că are atâta încredere în mine încât să mă lase să fac prezentarea acestui tanculeț, pentru că eu, sincer, nu îl dețin. Cum poți să obții acest tanculeț? Ei bine, poți să-ți cumperi containere, ne-am obișnuit deja. Poți să cumperi aceste containere care te vor costa ceva bănuți, în jur la 5 euro pentru două cutiuțe, și vei obține cu o șansă de 5%, dacă bine rețin, 5% șanse să iei acest baciat burasc sau nu știu, dacă e careva francez, să-mi spun și mie cum se citește, nu știu, dar pot să-i spun baciatul mediu, pentru că da, este primul baciat tank medium de tier 8 care este la noi pe joc și de fapt este singurul baciat mediu, punct, orice tier. Ai bineînțeles șanse să iei o grămadă de boostere și să să-ți cheltui banii pe boostere dacă nu ești așa de norocos. Dacă ești norocos ca și Marius, atunci s-ar putea să obții tanculețul. Tanculeț, repet, care mie îmi place ca și aspect fenomenal. Mai ai încă un bundle aici pentru 45 de lire, un jur la 50 de euro, pentru a obține 12 containere. Deocamdată. Dacă nu și nu te grăbești, atunci foarte bine faci. Să știi, acest tanculeț poți să-l obții și din probabil pentru gold sau pentru ban real peste câteva luni de zile. Hai să vedem cum arată tanculețul pe Armor Inspector. După cum vezi din punctul de vedere al lui Pantera, deja te-ai obișnuit cam Pantera, mi se pare mie, tankul pe intrare bunicică, care îl vei întâlni în bătălii și care, să știi, nu va avea nicio problemă să te penetreze. Ocazional, să știi că vei primi culmea bounce-uri în acest tanculeț, după cum vezi, vei primi ceva bounce-uri. Dacă pun un auto aim pe tine, de exemplu, atunci s-ar putea să primești ceva bounce. În rest, ești de hârtiuță. Doar 60 de mm, 70, 60 de armură, să știi, asta nu este armură pentru tier 8. Sunt foarte multe tankuri care te pot penetra direct cu high explosiv. 80 la mantlet, o, doamne, 150 la 170 la mantlet, la turelă 70-80, absolut ești hârtie. Din lateral tankul la fel stă foarte prost, doar 50 de mm vei fi și din lateral, la fel și la turelă 50-70 de mm nu este armură. Iar în spate 40, hai de capul meu, deci fără nicio problemă vei fi hășuit, deci ai foarte mare grijă, acest tanculeț categoric nu are armură. Deci este de fapt un tank light în postura de tank mediu, ceea ce, să știi, este un mare, mare dezavantaj din start, din construcție, faptul că este tank mediu și nu light. Asta înseamnă că camuflajul tău din mișcare nu este la fel de bun ca și când ai sta staționar. Ei bine, da, Baciat Borasc Tier 8 Premium Tank francez. Setările, să știi că le-am făcut exact cum le are Marius Rotaru pe joc, nu le-am schimbat, și să știi că a făcut o selectare bună, sau din punctul meu de vedere chiar perfectă, cum și-a echipat el tanculețul. Ei bine, hai să vedem ca și parametri. Ca și HP are 1537 HP, ceea ce este ok pentru un tank mediu. Asta înseamnă că ești cam un max roll și încă un strănut de garaj distanță, dacă te lovești un smasher și încă un tank mediu. Ca și putere de foc, îmi place, are 3 muniții, 2 APCR-uri și un high explosive. Pe muniția principală, APCR-ul are o penetrare extraordinar de proastă, 190 de milimetri, iar DPM-ul lui este în teorie de 1900. Nu-ți fă iluzii, nu va fi așa mult,
chiar dacă 1900 este foarte puțin, cu toate astea DPM-ul este și mai mic pentru că cu acest 190 mm de penetrare vei da bounce-uri, categoric. În schimb, ce avantaj ai tu aici este faptul că acest tank are un clip cu două shell-uri, un intraclip de 2 secunde, iar damage-ul pe care tu poți să-l faci cu muniția principală per shell este de 320. Asta înseamnă că ai tras un shell, după alte secunde mai tragi unul, asta înseamnă că în 2 secunde, dacă ești norocos, poți să pui aproximativ 640 damage în inamicul tău și după care să te relochezi. Cam asta ar fi treaba, pentru că clipul se încarcă în 18 secunde, un timp foarte lung pentru acest joc. Ca shell velocity, să știi, are foarte, foarte bun shell velocity, ca și orice APCR, 1000 de metri pe secundă, ceea ce este ok pentru tier 8. Calibrul este de 105, iar pe muniția Gold, hai să vedem și aici, 240. Categoric vei avea probleme foarte mari să penetrezi tankurile heavy, inclusiv de tier mai mic, de tier 7. Doar 240 nu îți vor ajunge. Trebuie să lochești spoturile care le poți penetra. Alpha damage 280 pe această muniție și shell velocity de 1250 de metri pe secundă. De asemenea, penetrarea care se pe cu distanța, am uitat să spun, este foarte, foarte mare pe ambele muniții, și de bază și premium. Aproape 15% pe muniția principală și pe gold aproape 12%, ceea ce este un loss de penetrare foarte mare. Asta înseamnă că o distanță foarte mare de 400 de metri, efectiv nu are rost să tragi. Dacă scade, fă un calcul, dacă scade 15% din 190 la 500 de metri, asta înseamnă undeva pe la 160 de mm de penetrare, ceea ce, să știi, vei fi norocos să penetrezi, categoric. Hai să vedem și muniția High Explosive. E bine, are o penetrare bunicică, bunicică, nu bună, dar bunicică, 53 și un alfa de mici mare de 400. În sfârșit putem spune că una dintre cele trei muniții o poți folosi cu succes în cele 2 secunde, să dai două shot-uri frumoase de câte 400 și vei face 800 în cele 2 secunde. Dacă mai ai și noroc să dai foc la un tank, pentru că, da, în spate, dacă prinzi tankurile cu lateral sau în spatele și le lovești rezervorul, după cum știi, șansa să dai foc la un tank este de 45% dacă lovești rezervorul. Dar dacă tragi rapid două, una după alta, șansa sare undeva la 90%. Deci s-ar putea să dai și foc și atunci alfa damage pe care îl face acel tank să fie mult mai mare în cele 2 secunde. Da, cam asta ar fi. Ca și gun handling, e bine, timpul de ochire este destul de măricel pentru un tank mediu, 2 secunde, basing time, asta înseamnă undeva la 3,5-4 secunde, ceea ce este destul de mult. Dispersia este proastă, 0,337, asta înseamnă la fel că nu vei putea trage la distanță foarte mare, nu doar că își pierde din penetrare atât cu distanța, APCR-ul, dar mai e și o dispersie proastă, s-ar putea nici măcar să nu nimerești ținta sau să nu nimerești unde ochești tu. Dispersia când tankul se mișcă, e bine, aici stă bine. Din mișcare sau când se rotește sau roturela, stă foarte bine, deci asta înseamnă că tu din mers ai putea să folosești tanculețul. Ca și alineamentul ței față de target, tankul stă foarte prost, are doar 6 grade de presie și 13 elevare, deci este foarte, foarte limitat. Asta înseamnă că dealurile tu nu le prea poți folosi în favoarea ta, categoric. Turela, în schimb, se învârte foarte repede, 56 de grade pe secundă, iar ca mobilitate tankul are 20 de tone, ai grijă cu dai ram, s-ar putea să încasezi tu mai mult damage decât adversarul tău. Ca și viteză stă extrem de bine, extrem de bine, 23 de kilometri cu spatele, cu spatele 23, iar cu fața 60. Ca ai putere pe tonă între 16 și 23, aici un pic scârție, deci vei ajunge la această viteză de 60 de kilometri pe oră, dar un pic cam greuț. Iar traversa nu se învârte, ba da, se învârte, scuze, se învârte bine, 42-61 de grade pe secundă. Este ok, poți să faci circle of the tankurilor, categoric. Ca și mărime, tankul este extrem, extrem de mic. Are 4,60 m lungime, 1,90 lățime și 1,78, exact înălțimea pe care eu o am, 1,78. Ca și concealment, e bine, aici putem vorbi de fapt de un tank light, deși este un tank mediu, pentru că concealmentul acestui tank este fenomenal din construcție. Dacă din mișcare
Trăgând, ai un consum de 13%, unde un tank mediu are undeva 6, 8 până în 10 maxim, tu ai 13. Iar dacă stai total nemișcat, timp de 3 secunde cu camuflaj metal pe tine, ai un consum de 46,8%, ceea ce mi se pare absolut incredibil. Și foarte bine a făcut Marius că și-a setat aceste și-a făcut aceste setări pe tanculeț, pentru că tankul, într-adevăr, cam asta ar fi concluzia mea, cum poți să folosești tankul exact cum a fost setat el. Având o penetrare proastă, nu poți să joci tankul de la distanță categoric, nu te ajută dispersia, nu te ajută shell velocity-ul foarte mult, și mai ales faptul că își pierde din penetrare cu distanță. Deci categoric la distanță nu poți, deci de aproape. Dar în așa fel de aproape încât tu să nu fii spotat, pentru că ai un concealment bun. Deci tu trebuie să te folosești de echipă ce spotează și să fugi de așa natură pe lângă ei, să se trezească doar în spatele lor ca un inamic. Tu pui cele două shoturi în ei, rapid, în cele 2 secunde, ai plecat, te-ai relocat. Restezi camuflajul și repezi procesul pe alt indian. Cam asta ar fi tactica de a juca cu acest tank și nu alta. Nu ai armură, nu ai HP să te bați cu mai nimeni. Deci singurul tău avantaj cam asta ar fi. Intra clipul care este foarte scurt, de 2 secunde. Damage-ul bun pe care poți să-l faci, 320, 280 sau chiar 400 pe shot. Și bineînțeles, concealment-ul. Hai să vedem. Voi încerca un joc și nu știu dacă îmi va ieși sau nu. Am jucat câteva meciuri și să știi că am rămas, îți spun sincer, plăcut impresionat de tânculeț. Tânculeț care are dificultăți. Are dificultăți mari dacă este prins pe câmpul de bătălie, dar dacă de la distanță poți să farmezi, de ce să nu o faci? Deci poți liniști să farmezi cu acest tânculeț. Doar că distanța trebuie să fie medie și nu mare. Am nimerit pe hartă care... Ia să vedem, T-54. Cu siguranță va fi pe deșert. Poate mă va ajuta cineva. Dacă nu, asta este. Mă voi reloca și mă voi duce cu echipa pe oraș. Dar nu, uite că vin și băieții, ceea ce este super ok. Atunci o să încerc să stau pe partea dunelor de deasupra și să vedem dacă nu cumva facem ceva spot. Pentru că asta este rolul meu cu tank mediu care, mă rog, nu e mediu, că e cam light. Și la armură și la mai multe detalii ale tanculețului. Ia să vedem. Da. Nu mă expun pentru că cu siguranță voi fi lovit. Am un singur shell și nu mă grăbesc. Vreau să spute și dincolo ce este. Adun și un shot frumos. Încercăm să ne expunem. Iac tagul nostru a căzut, aia nu e bine. 8 secunde reload. Da. Să vedem pe partea asta altă cine mișcă, mișcă, mișcă. Da, mulțumesc frumos că ai venit, prietenaș. Sunt spotat, nu prea mă risc aici. Singura problemă e că nu prea poți să încarci cum vrei tu acest clip. Timpul de încărcare este mult, mult prea mare. Și un bounce frumos în lower plate. Nu am făcut mare lucru, nu ne preocupăm de boții care stau cu T-34 în câmp, ci mai degrabă mai am câteva secunde, 4 de reload. Hai să vedem, să scoatem vreun tăculeț afară. Unul. Mă feresc de tankul destroyer. Din păcate am luat-o de foc. Analesco e cu mine. Ia să vedem, obiectiv 704, T-54. Aș putea să trag două shoturi, dar îmi va fi frică de acest... acum da, acum pot să pușesc T-54 din spate, frumos. Dacă l-aș și penetra, ar fi minunat. Chiar minunat. Salut, prietenaș. Nu prea pot să mișc nimic aici. Timpul de încărcare. Timpul de încărcare. Ia să schimbă pendița gol să nu mai rată moșat. Sau nu. Și două shoturi, două kill-uri. E ok.
și mai sunt cei doi care au campat acolo. Foarte ușor meciul, foarte ușor meciul. N-ai văzut nimic special, ci faptul că trebuie să folosești tun așa cum este el. Intra clipul foarte, foarte bun, extrem de bun, în care poți să te folosești de cele 2 secunde să faci damage. Nici nu știu care să-l pun, ambele jocuri sunt frumoase, hai să-l pun pe cel pe Dead Rail, pare să fie un joc mai interesant. Primul rând trebuie să uiți repede ce inamici ai tu pe partea mediului, pentru că aici este cea mai mare problemă. Tu fiind un tanculeț care nu are DP, nu are penetrare, nu are armură, nu are HP, tu ești extrem de dependent de echipă, extrem. Deci tu trebuie, dacă eram singurul mediu de aici, categoric nu mă puteam duce să mă bat cu Pantera și cu acel TVP, categoric. Am văzut că vine Super Pershing-ul cu mine, ok, dacă vii prietenaș, eu mă duc și eu. Altfel să știi că nici pomeneală să mergi cu acest tânculeț, Doamne ferește să-ți fii prins de 2 tancuri, n-ai nici cea mai mică speranță să scapi de acolo viu. Nevătămat. Pe Dead Rail un alt first class, nu este ceva special, să știi, am jucat vreo 6 ture, cred că am jucat cu acest tânculeț și mie mi-a plăcut foarte mult, foarte mult. Am pierdut un singur match din cele 6 și l-am pierdut nu pentru că am avut echipă proastă, ci pentru că setările, nu mi-am schimbat setările pe consumabile și apăsam butoanele și eram tot prins în câmp deschis. După cum vezi, nu am făcut altceva decât să spotez cele 2 medii și să văd dacă nu cumva tankul destroyer, uite, tankul meu destroyer chiar și-a făcut treaba, l-a zăpăcit pe bietul TPP. L-am văzut pe RHM, ok, hai explosiv, ia să vedem. Un shot frumos, are pe el mai puțin damage luat decât hai explosiv pe 20%, e ok și așa, 333 și un blind. Da, îi mai țin încă o dată spătați pe indienii ăștia, poate mai lovesc pe ceva. Între timp, 4 secunde de reload, ok, cred că e cazul să mă duc și să văd dacă pot să scot acel tank destroyer. Pentru că acel tank destroyer, chiar dacă este cu un tier mai mic decât mine, dacă îmi prind un high explosive, absolut praf mă face. Absolut praf mă face și este o prioritate să scoți tankurile care ție pot să-ți facă probleme în joc. Tot timpul, după cum vezi, mă uit în dreapta, stânga, ce se întâmplă în jurul meu, nu cumva să mă expun prea mult, nu cumva să fac 2 metri în față mai mult și să fiu lovit de tankurile inamice. Aici am focusat Pantera pentru faptul că este un clipper cu 3 shell-uri și este auto-reloader și categoric îmi va face probleme. Iar de TVP nu știam dacă e încărcat sau nu încărcat, deci nu era neapărat o prioritate, să zic așa. Am încasat o lovitură, asta este, nu-i problema. Am făcut și al treilea kill, încarc clipul 18 secunde. Și acum, bineînțeles, mă duc să văd dacă pot să mă ajut echipa. Suntem 6 vs 3, categoric o lovitură ușoară. 7 secunde de reload, 5, 3. Grave Digger-ul, ok. M-a lovit Grave Digger-ul, 70 damage. Ia uite aici, un schimb frumos. Mi-a dat 70 damage și am dat înapoi 600, deci aproape de 10 ori damage înapoi. După cum vezi, tankul este foarte mic, are 1.78, ca și mine. Și uite că a reușit să mă pun lângă el și nu poate să coboare țeava destul ca să mă poată lovi. Ăsta este un foarte, foarte mare avantaj pentru tankul care sunt low profile. Totdeauna să încerci să faci treaba asta cu tankul heavy, încearcă de așa natură să te așezi lângă ele să nu te poată lovi. Și da, mai am un shell, nu încarc, categoric va fi spotat RHM și să vedem dacă reușesc cumva un high explosiv. Da, cu un pic de foc, 380 și cam asta a fost și al doilea match. Da, tot un first class, după cum ți-am spus, tot un first class, este ok. Am prins meciuri ușoare, într-adevăr, cu acest tânculeț. Ei bine, ca și concluzie, în primul rând, ca să obții tânculețul, trebuie să iei aceste containere, care, eu îți spun sincer, nu cred că merită. Nu cred că merită. Eu nu am cumpărat nici măcar, scuze, m-am pus pe tankul greșit. Nu cred că merită categoric să-ți iei aceste containere, pentru că șansa de 5% nu este o șansă mare. Și
Da, sunt alte premii interesante. Mai nou văd că s-au pus și gold. Poți obții între 100 sau 10.000 de gold. Poți obții gold din aceste containere ca să mai compenseze din faptul că rămâi cu buza umflată dacă nu obții tănculețul. Un alt aspect, ai de strâns 25 de charmuri, de bucățele, deci 25 de containere ca să fii 100% convins că vei lua tănculețul. Ceea ce eu zic că e foarte mult. 25, în mod normal, la un tier rope ar trebui să fie 10, dau un exemplu. Și din 10 cutii să obții sigur tankuri, cu șansă de a lua tankuri de 100%. Din păcate sunt foarte multe 25. Asta înseamnă că tu va trebui să cheltui ceva bani dacă chiar nu ești norocos să obții tanculețul din primele două. Deci da, ai cealaltă variantă cu 50 de euro. Ceea ce mi se pare foarte mult pentru un tier 8. Dacă ai răbdare de Crăciun, cred că va veni la vânzare. S-ar putea să vină pentru bani, nu pentru gold. Da, e bine, și așa poate în primăvară va veni pentru gold. Tancului e frumușel, ca și aspect, repet, îmi place enorm de mult acest tenculeț, foarte, foarte mult îmi place tenculețul, are un aspect 3D, bineînțeles, te obișnui deja de o vreme încoace, îmi place ce echipamente are pe el, îmi place aspectul, îmi plac antenele, tot la tank ca și aspect. Ca și stil de joacă, e bine, reține, tu ești un tank suport, nu poți să mergi singur, decât dacă ești cu talpa jos, făcând spot, tu ești un tank mediu care trebuie să facă treaba unui tank light, pentru că ai un camuflaj foarte bun. View range-ul este mediocru, dar camuflajul fiind foarte bun, tu vei fi cel care va spota primul în majoritatea cazurilor, mai ales dacă e staționar. Dacă ești cu talpa jos, atunci să ai mare grijă să nu fii lovit, pentru că armura ta este foarte slabă pe lateral și în spate. Unele din față, ai văzut, te pot penetra cu exploziv și te vor trimite din două șaturi la garaj. Ca și țeavă, din păcate, nu am lucruri prea bune să spun despre țeavă. Țeava o fi aia de 105 și cu un alfa mare, într-adevăr, între 280, 320 sau chiar 400 pe high explosive și intra clipul de 2 secunde, este un lucru bun, dar atât. Din păcate, depresia și elevarea este proastă, shell velocity este bun, dar nu te ajută prea mult dispersia, astfel încât tankul nu se poate juca decât la distanță mică și medie. Ai văzut, la distanță mare s-ar putea să nu nimerești ținta unde o chești și ca urmare să nu fii efectiv pe câmpul de bătălie. Deci da, tu trebuie să fii acea hienă care vine în viteză, ia tankul din spate, dă două șaturi și pleacă de acolo. Deci tu ești efectiv spinul din acel picior. Sau pieticica din pantofi, care tu trebuie să jenezi echipa adversă cu mobilitatea ta și cu cele două șeluri pe care le pui în 2 secunde. Atât. Despre asta este vorba cu aceste culeți, despre nimic altceva. Eu ce să zic, dacă ți-ai containerițul, îți mult succes, dacă ești la fel de răbdător ca și mine, atunci să știi, așteaptă, cu siguranță tănculețul este deja pe joc, deci va urma să vină pentru gold în ceva timp. Acestea fiind spuse, sper că ți-a plăcut review-ul cu și despre baciatul mediu francez. Altceva nu ce să zic, multă baftă în el. Doamne ajută!